a reușit să facă ordine în municipiu, va face regulă și în întreaga țară. De această părere sunt locuitorii municipiului Bălți, care își pun mari speranțe în liderul blocului electoral, Renato Usatăi, la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Если будет в парламенте, тоже сделает для нашего города. А я считаю, что, да, что можно доверять. Tot ce posibil, că da. După oricum, că s-au făcut schimbări foarte mari. În cât timp dumnealui este la putere, avem speranța că da, că a face și mai sus. Se vede de ca munca dumnealui, se vede lucrul lui care este efectuat. Eu cred că da, fiindcă sunt zonele Bălțului care le-am cunoscut 10 ani în urmă și acum, bunăvară, BAM-ul. Și se văd mari schimbări. Adică să fie de mână de gospodar. Oamenii spun că de când Renato Usatăi a devenit primar de Bălți, orașul a început să se schimbe la față. Doar în 2020, pentru reparația infrastructurii rutiere, au fost investiți peste 60 de milioane de lei. Iar în acest an, autoritățile au alocat alte peste 40 de milioane de lei pentru reabilitarea mai multor străzi. Sincer, da, pentru că sunt foarte, foarte multe realizări. Sunt foarte... Oamenii care nu văd, cu mintea proastă, cu mintea... Trebuie să fii chiar să nu vezi atâtea realizări de la părintele nostru. Uitați-vă ce frumusețe la noi în oraș. Eu am vrut să stărui pentru lume, pentru lumea din oraș, pentru noi pensionieri, măcar mai faci câte un drum. Din primăvara acestui an, transportul public a devenit mult mai accesibil și confortabil pentru bălțeni. Cu sprijinul acordat de Uniunea Europeană, pe străzile din Bălți circulă 11 troleibuze noi fără fir. Видно вот невооруженным глазом его работа. Везде что-то делается. До него этого не было. Sunt rezultatele vizibile la moment. Și el l-a pus bine pirat toate sistemele. Cel puțin să ține de cuvânt. Prin delegarea membrilor blocului electoral Renato Usatăi în viitorul parlament, unii bălțeni speră ca aleșii poporului să implementeze proiectul național Trei Capitale, prin care Bălțul va deveni oficial capitala de nord a Republicii Moldova. Проголосовал. Să vă. Pe ce mă? Потому что он пока единственный, кто поддерживает бельчан и обещает что-то конкретное. Aici e dragostea și viitorul copiilor noștri. De ce? El e tânăr, el activează și cu copiii și cu bătrânii. Un unic om care are plăcere de toată lumea, dar el nu ne dovedește puteți ei în seamă, dar el are plăcere de toată lumea. El nu a fost o persoană că să zică du-te că tu ești, nu deșeala. De exemplu, proiectul de lege prin care 5% din vânzările produselor alcoolice și din tutun să fie direcționate pentru dezvoltarea tineretului și sportului. Cred că el, unica persoană și blocul lui, cred că sunt oameni competenți care poate să ne aducă la un trai mai decent, mai bun. Только за него. Почему? Только за него. Потому что у нас по городу видно, что этот человек сделал для бельчан. Это дороги, это забота о детях, это спортивные площадки, это здоровье наших граждан, это скорая помощь, это, если вы помните, он подарил городу этот томограф, которого не было в городе никогда. Я считаю, что только он заслуживает быть. Renato Usatăi este la al doilea mandat de primar al municipiului Bălți. În 2019 acesta a obținut aproape 62% din voturile oamenilor. La alegerile parlamentare din 11 iulie, el și echipa sa participă sub denumirea Blocul Electoral Renato Usatăi.